sunt Zahiu Teodor. Iar eu sunt Albăstrul Matei. Și ne aflăm în Delta Văcărești pentru a explora astăzi în căutarea reptilelor și a amfibienilor. Fiindcă știm că Delta Văcărești este un ecosistem destul de bogat în reptile și amfibieni, am hotărât să alegem această locație. Unul fiindcă e mai aproape de noi și este foarte, foarte mare. Să începem aventura! Broasca mare de lac. Această broască de talie mare, ce poate atinge și 17 cm, este ușor de recunoscut datorită coloritului predominant verzui cu pete maronii sau negre și a obiceiului de a sări putind la suprafața apei sau stând pe frunzele plantelor acvatice și pe mare. Masculii au doi saci vocali de culoare cenușie situați pe lateralele corpului. Se hrănește cu orice animal mai mic pe care îl poate înghiți, fiind atrasă de prăzile aflate în mișcare, precum insecte, pești, șericei, alte broaste, chiar și pui de șerpi. La rândul său se află în meniul stârcilor berzelor și a șerpilor de casă. Femelele pot depune până la 12.000 de ouă în timpul perioadei de reproducere, dar puțin mormoloți ajung să se transforme în broscuțe, majoritatea servind drept hrană pentru o serie de animale acvatice. Iarna hibernează pe fundul apei, îngropată în mâl. Buhaiul cu burtă roșie. Buhaiul cu burtă este o specie de mici dimensiuni a cărei lungime nu depășește 5 cm. Când se simte amenințat, își arcuiește spatele, expunând astfel coloritul de avertizare al abdomenului și al părții ventrale a membrelor pentru a preîntâmpina predătorii asupra gustului ei neplăcut, datorat secretiilor pielii. Se hrănește cu mici nevertebrate, acvatice sau terestre, în principal insecte și păianjene. Este activ între lunile martie și octombrie, când duce o viață acvatică, însă în timpul iernii hibernează pe uscat. Nu transpiră râie, nu provoacă negi, ca de altfel nicio specie de broască din lume. Corpul este aplatizat, pielea e rugoasă, iar spatele de culoare închisă. Însă, la o examinare mai atentă, putem observa abdomenul frumos colorat, cu nuanțe de portocaliu sau roșu, ornat cu puncte albe și pete negre, ceea ce îl face unic între amfibienii de la noi, iar pupilele sunt în formă de inimă. Tăunul comun este o specie de talie mică, dimensiunile fiind cuprinse între 6 și 11 cm. Masculul este maroniu cu pete negre ce sunt prezente și pe abdomen. Femeia este colorată uniform. Asta este prezentă numai la mascul și doar în timpul perioadei de reproducere. Crește în apropierea bazinelor acvatice de diferite dimensiuni pe tot cuprinsul țării. Este ușor de observat primăvara în bălțile temporare, unde intră acolo pentru reproducere. Se poate încrucișa și cu specia introdusă, Isotriton montadoni, acolo unde arealele de răspândire se suprapun. Specia se întâlnește în toate regiunile țării. În România există câteva sute de mii de exemplare. Tritonul comun este o specie aproape amenințată, pericolele fiind reprezentate de distrugerea și degradarea zonelor umede. Apare cel mai timpuriu primăvara, intră foarte devreme în apă, din februarie, chiar întâi masculii, apoi femelele. Perioada de reproducere durează aprilie-mai, femeia depune până la 700 de ouă. Adulții părăsesc repede mediul acvatic. Corpul este svelt, înălțimea trunchiului depășind întotdeauna lățimea. Capul este turtit, mai lung decât lat. Limba este mică și liberă pe laturi. Dinții vomeroplatini sunt dispuși în două șiruri depărtate posterior, aproape anterior, formând un Y răsturnat, care începe la nivelul nărilor interne. Și uite-ne aici cu ultimul animal din zi, o șopârlă de câmp. O femelă, mai exact. Da. O, aflați de ce este o femelă din unul din videourile anterioare.
este pentru că acum a început să fie mai cald și mai însorit, au început să iasă reptilele și amfibienii. Și ca o curiozitate să vedem cum mușcă, să vedem dacă vrea să muște. Da, mai devreme m-a mușcat. Da, mai devreme l-a mușcat pe Teodor. Da, mușcă, dar nu este atât de periculoasă. Este nicio șopârlă din Europa, nu este veninoasă. Da, este mai degrabă docilă și nu iese la atac. Și vedem că s-a urcat pe Teodor. Să vedem dacă mai vrea și să și la fel, dacă găsiți vreodată niște șopârle sau diferite reptile. Nu are dinți, da, are presiune. Are presiune, dar nu doare foarte tare. Da. Au. Asta dură puțin. A, are dinți. Sunt foarte mici și nu se văd. Da. E destul de bine. Puteți diferenția șopârlele de șerpi, deoarece șopârlele au un fel de pleoapă la ochi și au ureche internă. Ia să vedem. Iar șerpii nu au. Da. Un lucru interesant despre toate șopârlele este că șopârlele își pot da drumul la coadă atunci când sunt atacate pentru a se apăra. Pentru off-road e bicicleta ta, nu pentru... Iar această șopârlă se poate găsi cu ușurință în zonele pline de roci și... Tocmai am găsit-o... Sub o piatră. Da, sub o piatră. Eu am găsit-o, mai exact. Da, eu eram în față, ne pregăteam să plecăm și Teo strigă șopârlă, șopârlă și a venit cu această minunăție. Foarte frumoasă. Vreau să-mi... Au! Se pusese pe gâtul meu. Acum cred că o să lăsăm această mică reptilă să plece. Singura reptilă din zi. Am prins doar amfibien până acum. Doi tritoni și două șopârle. Două broaște, vreau să zic. Nu. Și voia să fugă. Doar că eu am intervenit. Da, Teo este foarte agil. După cum vedeți. Și este rapidă, ca să zic așa. Hai să vedem și abdomenul ei. Solzos. Destul de solzos, da. Cu o tentă portocalie roșiatică pe aici. Da. Coada este destul de lungă. Da. Și lăbuțele au gheruțe. Da, pentru a se prinde de... Da. Diferite locuri sau diferite chestii. Mai și bine. Ca o curiozitate, la labele din să vedem câte degete are. Deci la labele din față are 1, 2, 3, 4, 5 și la labele din spate 1, 2, 3, 4, 1, 2, tot 5. Și este ca la cum ne dăm seama de vârsta unei șopârle? Asta nu prea știu. Da. Da, în opinia mea, această șopârlă de câmp are un colorit destul de spectaculos. Da, și este foarte frumoasă. Este un fel de camuflaj, dacă pot spune așa. Da. Și da, acum... Să se vadă cât de bine se camuflează această șopârlă. Se poate vedea că e foarte greu de observat această șopârlă aici. Căpușă! 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 Era o căpușă pe tricoul meu. Da, este. Acum a început și pe mine căpușelor. Acum o să eliberăm această mică reptilă. Da, și vadă de viața ei. O vom pune aici. La fel, dacă vedeți și voi diferite animale, duceți-le într-un loc cât mai ferit. Da. Fiindcă nu vrem să le rănim, sunt foarte minunate. Ucisă de vreun om. O să punem aici. Da. Oricum, oriunde am pune, va fi destul de ok, fiindcă ea poate alerga extraordinar de rapid și își va găsi locul. O să o punem acum pe această piatră, dacă frumoasă, se poate observa, să stea la soare
Și acum o putem lăsa să se vadă puțin mai bine. O voi pune afix aici. Lasă. Și vedeți cât de minunată este.